În continuare, Silvia Matușenko este asistentă medicală de profesie, mama trei copii, a fost recent diagnosticată cu cancer de stomac. Durerile de stomac au început ușor-ușor să ia locul migrenelor. Stresul, mesele luate pe fugă au contribuit și ele din plin la dezvoltarea afecțiunii și boala a fost confirmată acum jumătate de an. Până atunci, Silvia era plină de putere și de viață. Vin cu un demn să o ajutați pe Silvia dacă este cu putință. Silvia Matiusenko, în vârstă de 52 de ani, acuza dureri insuportabile la stomac. Am avut dureri de stomac deja cam mai mulți ani, dar în totul mă gândeam că e muncă, nemâncare, stres și așa ceva luam pe zi. Îmi trecea, pe urmă, peste câteva luni, iar mă durea stomac, nu atrăgem așa mult atenție. A fost supusă mai multor investigații, însă maladia oncologică nu a fost depistată din start. N-au depistat nimic, au văzut doar, am mai făcut peste un an și jumătate, într-o an am făcut trei fibrogastroscopii, pe urmă am mai făcut una și la centri private și la stat. După o lună și jumătate de tratament, am avut din nou dureri foarte mari și medicul meu, gastrolog, m-a trimis la investigații cu anestezie, am făcut-o și acolo rana era încă fibrină, era destul de mare, au luat biopsie. Pe 23 ianuarie am avut rezultatul, adenocarcinom tubular la stomac. Fragmentele de biopsie au fost transmise la Kiev, unde a fost confirmată diagnoza. Șocată, prima zi a fost cu lacrimi. Am avut foarte mare încurajare de la doctori. Am auzit la mulți prieteni, doctori, toți spunând, gândiți la rece. Mă, cum să te gândești la rece în așa momente? Tare mult înseamnă că în încurajarea gândită la rece, fără lacrimi. Timp de câteva săptămâni, asistenta medicală a fost consultată de mai mulți medici atât din Moldova cât și din străinătate. Soluția a venit din partea medicilor de la un spital din Turcia. Mi-am primit diagnoza că e pe viață. Mi-a spus că cancer e ca oricare boală. O primești, o accepți și trăiești. Și am făcut investigații. Firmă mi s-a indicat 4 cure de chimioterapie, care deja le-am făcut. Am mai avut un stres doar o zi, când m-am mers la baie și când m-am început peptanaș. E indescris, nu pot să descriu asta. Asta e ceva interesant. Măcar că mă așteptam, știam. Dar oricum, când la moment se petrece, asta e tot așa, e dur. După ședințele de chimioterapie, femeia și-a reorganizat modul de viață. În timpul acesta, așa de mult am analizat, așa de mult am meditat, am citit, am ascultat, că multă goana asta, nici nu știu pentru ce, chiar când stai pe urmă și te gândești că n-ai pentru ce să fugi. Și până la urmă unii fugim, toți știm unii fugim. Și mi-am dat seama că trebuie mai mult apreciere de sine, trebuie mai mult să ne deranjăm, ce mâncăm, cum trăim. Dumnezeu a pus în cale oameni care chiar la moment îmi trebuiau. Din dragoste pentru viață și familie, Silvia dorește să-și ajute corpul să lupte pentru a supraviețui acestei maladii. Iar mesajul cu care vine pacienta este ca specialiștii să reușească să pună diagnozele corect și la timp. Asta e dorința mea ca medicii să învețe să încurajeze pacienții, să pui diagnoza mult înseamnă pentru diagnoza pusă corect din start. Eu tot lucrez, sunt asistentă medicală anestezie. Îmi place foarte mult lucru, îmi plac cât e mai complicat proiectele, copiii mici lucrăm. Avem tare mult în timpul ăsta care de tratament. Vă spun că îmi lipsește mult lucru, că într-adevăr așa
l-am îndrăgit foarte mult și mi-am dedicat și timp ca să-l cunosc. I-am fixat întâlnirea Silviei Matiusenko chiar înainte de a pleca în Turcia. În aceste zile urmează un moment decisiv, intervenția chirurgicală și etapele de imunoterapie sau chimioterapie. Toți spun că trebuie de eliminat, de făcut operație, de făcut rezecția care trebuie. Și... Dar mă simt bine, slavă Domnului, mă simt bine. Pe parcursul a peste 30 de ani de activitate, Silvia Matiusenko a ajutat la salvarea multor vieți. Acum viața ei este în mâinile noastre. O putem ajuta printr-o donație.